De la 1 august 2013, Agenția Națională de Administrare Fiscală a intrat într-un proces de reorganizare. Astfel, la nivel teritorial, în subordinea ANAF s-au înființat 8 direcții regionale, instituții cu personalitate juridică. Direcția Generală a Finanțelor Publice Galați a fuzionat cu alte 5 direcții județene, devenind astfel direcție regională cu atribuții extinse. De asemenea, Fiscul Gălățean a preluat și direcțiile regionale pentru accize și operațiuni vamale din Galați și Constanța și direcțiile județene din Tulcea, Brăila, Buzău și Vrancea. Fiscului Gălățean a fost aprobat un număr de 3.000 de posturi, iar din cele 6 direcții județene, peste 1.300 de funcționari au primit preavize. Din punct de vedere al numărului de personal, în prezent Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați funcționează cu un număr de 3.213 posturi. În perioada 1 august-1 septembrie, urmând, s-a început procesul de selecție a funcționarilor publici preavizați, fiindcă, din păcate, o serie de posturi s-au redus. Astfel, au intrat în preaviz un număr de 1.316 funcționari. Reprezentanții Direcției Generale a Finanțelor Publice Galați spun că acest proces nu va avea impact direct asupra cetățeanului, ci va reduce birocrația din interiorul sistemului și va spori controlul asupra taxelor și impozitelor colectate. Dispariția la nivel județean a structurilor suport, care n-aveau oricum relații cu publicul, contabilitate, resurse umane și așa mai departe, iar celelalte structuri care s-au desființat erau de monitorizare a colectării veniturilor, deci tot n-aveau o legătură directă cu cetățeanul. În cadrul reorganizării ANAF, autoritățile centrale au luat în discuție și înființarea Direcției Generale Antifraudă. Instituția va avea ca obiectiv principal reducerea evaziunii fiscale în sectoare sensibile, cum sunt comerțul cu produse supuse accizării, tutun, alcool, produse petroliere și comerțul cu legume și fructe, vizând în special măsuri de descurajare a inițiativelor evazioniste.